Salut și bine te-am regăsit la un nou episod educativ, sperăm noi, documentat cu siguranță este. O să vorbim despre un aliment pe care foarte mulți români îl preferă, am crescut cu el, unii am avut norocul să beneficiem de el din surse naturale 100%, dacă am avut bunici la țară, eu am avut bunici la țară, am mâncat tot ce a trebuit sănătos, dar din păcate nu mulți mai avem. Și aici avem de pierdut. Mă refer la carnea roșie, în caz că nu ați ghicit. Și aici, de-a lungul timpului, ea a fost ponegrită, bacă afectează circulația și crește valorile colesterolului. Dar, de fapt, dacă vorbim de carnea roșie naturală, ea are foarte mulți nutrienți și este un real ajutor pentru cei anemici. În 2015, OMS a emis un raport în care afirmă: consumul de carne roșie și de carne roșie procesată este probabil cancerigenă pentru oameni. În raport, OMS afirmă că există suficiente dovezi pentru a suspecta faptul că consumul de carne roșie are un rol în cancerul colorectal și într-o măsură mai mică în cancerul de stomac. Sigur că orice aliment procesat nu are aceiași nutrienți ca și un aliment natural crescut pe pășune, cu o alimentație corectă, ca și în cazul oamenilor. Sigur că în momentul în care acest aliment este prelucrat și se adaugă conservanți, coloranți și alte substanțe, calitățile se modifică. Cum v-am promis, o să vă ilustrăm prin multe articole de la platforme mari spre foarte mari, care se contrazic. Și hai să vorbim, cum zicea Diana, despre carnea roșie. Titlul pe ce se întâmplă doctore.ro: cum să consumi carnea roșie să nu-ți afectezi sănătatea. Este indicat să o consumăm? Întreabă retoric, pentru că spune așa: carnea roșie n-a avut întotdeauna o reputație bună, iar unele studii indică faptul că reducerea consumului de carne roșie este benefică pentru sănătate. Cum a? Bomba! Cu toate astea, OMS, Organizația Mondială a Sănătății, clasează carnea procesată ca fiind un produs carcinogen, iar carnea roșie se numără pe listă. Deci avem mezelurile, știți, cu o grămadă de coloranți, conservanți, cu nitriți, cu câte alte porcării și puțină carne, știți probabil, sau dacă nu știți să uitați peste etichete, 45%, 55%, 65%, majoritatea e sărbătoare dacă conțin 65%, sunt comparate pe această platformă de specialitate cu carnea roșie. Mezelurile sunt comparate cu carnea roșie. Și vedem aici mai jos o întrebare: de ce nu este carnea roșie bună pentru sănătate? Nicăieri nu îs specificați nitriții, coloranții, conservanții, pentru că știm, carnea roșie, odată ce este oxidată, nu mai trebuie să fie chiar așa de roșie, așa ușor maronie. Exact, își pierde din culoare și asta o face destul de neatractivă. Da, și la întrebarea de ce nu e carnea roșie bună pentru sănătate? Pentru că răspunsul corect ar fi: carnea din comerț nu este bună pentru că aceasta conține mulți coloranți, nitriți și alte substanțe chimice ce n-au legătură cu carnea, s-a adăugate. Atunci ori ei răspund: carnea roșie, deci nu contează că e organică, că poate produce inflamații și iritații la nivelul țesuturilor, ca în timp să poată declanșa ateroscleroză, infarct sau accident vascular cerebral. Tot pe aceeași platformă am luat Ce se întâmplă, doctore, doar pentru că este foarte cunoscut, foarte mediatizat și pentru că se contrazice foarte mult. Articolul pe care îl vedeți și voi: tu ce știi despre carnea de miel? Beneficii și sfaturi la cumpărături. Carnea de miel este o carne roșie, bineînțeles nu foarte promovată, dar are foarte multe beneficii. Este un sortiment de carne roșie foarte sănătoasă datorită conținutului de seleniu. Este foarte fragedă și în 100 de grame de carne de miel avem 30,4 proteină. Foarte multă proteină. 100 de grame de carne asigură 60% din necesarul zilnic pentru un adult. Conține zinc, iar sistemul imunitar are numai de câștigat. Practic, rănile se vindecă mai repede, stabilizează nivelul zahărului din sânge și menține sănătatea prostatei. Mielul conține de asemenea o cantitate importantă de vitamina B12, necesară în formarea celulelor roșii din sânge, în prevenirea anemiei, pentru un sistem nervos sănătos și pentru metabolizarea proteinelor, grăsimilor și carbohidraților. Mai departe, tot pe lista de beneficii, vitamina B3 sau
Japonia, China, apare în carnea de miel și asigură protecție împotriva demenței, dar și altor boli cognitive ce vin odată cu vârsta. Niacina este indispensabilă și pentru o piele sănătoasă și o bună funcționare a sistemului gastrointestinal. Deci foarte multe calități pe care eu le-am întâlnit la carnea de miel care mă fac să o consum, nu să fug de ea. Trecem la următorul articol de pe medlife.ro, articol scris pe platforma de specialitate specifică doctorilor, dar mai mult preluată de la Harvard Medical School. Câtă carne roșie putem consuma pe zi? Întrebarea. Răspunsul. Harvard Medical School, citat de BBC, numai autorități mari cu credibilitate maximă, spun că consumul de carne roșie reduce speranța de viață, adică tumorul. Pe românește, crește riscul de cancer și bolile de inimă. Aceste studii s-au făcut în aproape 30 de ani pe 120.000 de oameni. Și continuă spunând că, inclusiv o cantitate modestă de carne, aproximativ 10 grame pe zi, este asociat cu riscul de boală cronică și moarte prematură. Și precizează, dacă totuși consumați carnea roșie, băi, zici că ăștia fix pe invers trebuie să facă treaba. Zici că e fix dacă zic că albă e neagră și viceversa. Dacă consumați carnea roșie, zic ei, alegeți felii subțiri, fără grăsimi, fără grăsimi. Când tot bătrânul nostru și străbunicul nostru o trăit mult, sănătos și bine, cu ajutorul multor grăsimi. Și nu numai că a trăit, a muncit enorm de mult. Bunica mergea la sapă, la mălai, la cartofi, etc., la fân, bunicul la coasă. Cât era ziua de lungă, aveau animale de întreținut și nu i-am auzit niciodată să fie obosiți. Unul la mână, doi la mână, nu i-am văzut grași, nu s-au îngrășat. Trei la mână erau mușchiuloși. Țin minte, bunicul, Dumnezeu să-l ierte, chiar mâna în ultimul an de viață, era fibră omul ăla, nu era gras, nu avea nicio problemă. Pe lângă vârstele extraordinar de mari, în majoritatea cazurilor, eu am o bunică care a trăit, străbunică, mă scuzați, a trăit 100 de ani, am prins-o. Bunicul meu în jur de 95-96, iar bunica mea, Dumnezeu să ierte, de curând a plecat la bunul Dumnezeu, 90 de ani. Țin minte că și bunica zicea și în ultimele ei săptămâni, luni, măi, eu vreau ceva gras. Nu îmi trebuie mult, dar îmi trebuie ceva așa, o slană, ceva gras. Sigur că diferența este că ei mâncau din propria grădină, nu mâncau alimente procesate, mâncau alimente cum le dădea natura, fără alte adaosuri, simplu și combinate cu multă muncă, au avut rezultate extraordinare. Pentru mine sunt un etalon, mai ales că mă raportez mereu la pacienții din clinica noastră, despre care vă spuneam, Transilvania Healing Center. Foarte multă lume vine cu probleme similare și noi de obicei facem research, întrebăm, bun, dar ce stil de viață aveți? Ce obișnuiți să faceți? Ce obișnuiți să consumați ca mâncare? Și toți fac aceleași greșeli, din păcate, și anume mâncarea procesată. Despre mezeluri trebuie să facem ceva episod separat, că sunt, ar fi un capitol întreg. Sunt preferatele noastre ale tuturor, nu întâmplător, și sunt pline de carne procesată care se încadrează în principiu în ceea ce spui tu, nu și carnea neprocesată, simplă, care este extraordinară. Am și eu un articol tot din aceeași sursă medicală pe care o ai și tu, în care nu se știe sigur dacă ar trebui să mâncăm carne roșie sau nu. 3 din 5 experți spun că da și confirmă faptul că carnea roșie neprocesată este o sursă extraordinară de proteine de înaltă calitate, fier vitamina B, spune un profesor de nutriție de la Penn State University. Sigur, el mai precizează și să fie săracă în grăsimi, dar probabil majoritar, să zicem, cred eu, pentru că nu putem consuma doar carne săracă în grăsimi, pierdem o grămadă de nutrienți în acest sens. Același profesor spune, cred că în ceea ce privește consumul de carne de vită, este importantă moderația. Aici aș completa că moderația este importantă în absolut tot ce facem. Dacă faci sport prea mult, ajungi să nu mai vrei. Dacă mănânci prea multă carne sau absolut orice, riscul este să faci și intoleranță alimentară și să atragi tot felul de neplăceri. Dar asta este valabil în general la tot.
Nu știu dacă ați observat, dar efectiv când se vorbește despre un aditiv, de exemplu, despre Coca-Cola sau o substanță care toată lumea știe că este toxică, ei spun, dacă este consumată moderat, atunci este ok. Suntem în siguranță. La fel se spune și despre carnea roșie și despre absolut tot ce mișcă și mâncăm. Aici dieteticianul din care am citat spune că trebuie să ne gândim la carne ca la o parte mică aromată a farfuriei, nu ca la punctul central al acesteia. Aici sunt complet de acord. Să nu uităm de murături care au rolul lor, de legume care au rolul lor, legumele de sezon și da, din păcate există o cultură în ultimii 30 de ani în a mânca peste măsură. De aici vedem și foarte mulți oameni majoritari care sunt supraponderali. Deci tot timpul cantitatea trebuie luată în considerare, indiferent că mâncăm cea mai bună carne, de cea mai bună calitate sau, nu știu, o bucățică de slănină sau ciofi. Dacă mergem la următorul articol de pe sfatulmedicului.ro, spune într-un mod specific și confuz că dacă noi consumăm carne roșie, este bine, nu este bine, o dau mai mult înspre pozitiv. Și vă zic că doar atât. Unele studii au sugerat că nu doar grăsimile saturate din carne produc boli de inimă. Grăsimile saturate, adică grăsimea din carne. Deci este formulat. Unele studii au sugerat că nu doar grăsimile saturate din carne produc boli de inimă. După aia mai zice așa, totuși, riscul de cancer și deces poate fi crescut printr-un aport ridicat de carne roșie. Și continuă iarăși într-un stil caracteristic haotic. Totuși, rezultatele studiilor diferă, citez. Așa zic ei, rezultatele studiilor diferă. Deci, o lucrare, zic ei, din 2015 afirmă că un aport regulat de carne roșie este probabil cancerigen pentru oameni. Dar, ca produsele procesate din carne, sunt cancerigene pentru aceștia. Adică, nu știm, vorbim iarăși de produse procesate care conțin carne roșie sau de carne roșie întreagă. Dar trebuie noi tot timpul, deci articolele astea fac abstracție de cel mai important lucru. Nici unul dintre articole, și o să vă mai dăm vreo două, trei despre carne roșie, nu zice carne organică. Adică, oare este tot una o diferență între carne crescută frumos pe pășune liberă care mănâncă și face parte din ecosistemul ăsta cu aer curat, cu lumină, cu păpădie, cu mentă, cu pământ, cu minerale, cu tot ce implică, nu? Versus fabrică, furaje, antibiotice și tot felul de tratamente hormonale care normal că se regăsesc în carnea roșie pe care o consumăm. Plus faptul că trăiesc fără lumină, fără oxigen, fără niște condiții naturale în care animalul a trăit dintotdeauna, ca și noi. Imaginează-ți că tu ai putea trăi non-stop într-o hală unde nu este lumină naturală, unde nu ai aer curat, să nu te bucuri de cer, de nimic? Da, aș putea timp de 2-3 ani, precum și, de exemplu, vacile, care au o perioadă de viață de 14-15 ani, medie și mai mult, mor după 2-3 ani din cauza acestui stil stresant de viață. Dar pe lângă acestea, pe carnea neorganică din comerț se mai pun, v-am zis, ca să arate roz, așa, aia nu-i culoarea reală. Nitriți, nitrați, coloranți, conservanți și tot felul de aditivi și euri. Cancerigene, apropo, toxice, alergenice, nicăieri. Nici într-unul dintre aceste articole nu este specificat carne organică și studii pe cărnurile organice au demonstrat că și alte studii pe cărnurile din comerț cu aceste substanțe chimice au rezultat că și că acele animale crescute în fabrici așa, cu lipsă de tot ce înseamnă viață normală, nu. Deci noi nu avem astfel de studii. Noi avem, nu știu ce chestii aruncate pe aceea, vedeți, tot felul de exprimări așa ambigue. Păi eu când citesc un studiu, voi când citiți un studiu, nu vreți să fie clar și limpede. Cine are chef de tot felul de contradicții ei între ei și ambigue și așa mai departe. Și aceștia termină așa. Persoanele care au consumat produse procesate din carne roșie au avut rata de mortalitate mai mare decât persoanele care nu au consumat acest tip de carne. Continuă, spre exemplu, riscul de mortalitate crește cu 10% în cazul în care se consumă zilnic cel puțin o jumătate de porție de carne roșie. Deci, din nou, dacă ne uităm atenți, începe articolul, mă rog, începe fraza așa. Persoanele care au consumat produse procesate din carne roșie. Deci noi vorbim titlul mare, carne roșie, dar majoritatea acestui articol, precum și celelalte, de fapt, fac referire la ce? La produse procesate. La produse procesate. Carnea întreagă nu este procesată, asta pentru toată lumea, să fim pe aceeași pagină. Adică la ce vorbeam eu mai devreme, la mezeluri, da, la tot felul de
preparate din carne cu adausuri de conservanți, coloranți și așa mai departe. Și aici o să enumăr cei mai importanți pe care îi dăm și copiilor și cu care am crescut, dar nu mai putem accepta că nu mai sunt chiar atât de grozavi. Salamuri, parizeri, cârnați, cremvuști și așa mai departe, tot ce găsim în supermarketuri. Dacă ați avut vreodată curiozitate să citiți eticheta unui salam, eu am avut, scria 60% carne și întrebarea este 40% ce? Prafuri. Ce? Prafuri. Da, prafuri, 10 de prafuri, îngrozitoare, chimice, toxice, care sunt declarate ok pentru că sunt în cantitate mică, dar nimeni nu ne vorbește ce se întâmplă cu acestea într-un an, 2 ani, 10 ani, 5 ani. Despre asta e vorba.